Vă aducem în față mai mult decât viitorul nostru. Este prezentul continuu și geniul care nu se termină în poporul român. Nu este un copil, este suflet din sufletul românesc. Poartă și numele Sfântului Ilie, are și numele de Adrian, Pischin Adrian Ilie, un talent pe care l-aș numi acum în această etapă a existenței lui, o promisiune onorată de poporul român, vine din Jina, aduce fluierul românesc, păstoresc și aduce mai mult decât sensibilitatea noastră a românilor, aduce ideea că mereu avem tineri excepționali, oameni de mare măsură și de calitate culturală. Spirit și cultură, artă și talent astăzi, aici, la Cârțișoara. Pentru că se poate, pentru că, iată, s-au făcut lucruri extraordinare organizatorice și vă mulțumim pentru bunul simț pe care îl aveți să participați la acest spectacol, neconsiderându-ne doar niște lăutari care suntem puși să cânte la o piață în timp ce se fac cumpărături. Suntem frații dumneavoastră de suflet care am venit ca musafiri să vă onorăm și ne-ați primit cu pâinea aceasta caldă, frumoasă, pe care le-am luat și noi să le ducem acasă și vă mulțumim. Câtă vreme mai există o pâine caldă românească, există și un talent atât de frumos ca Ilie Adrian. Aplaudați-l și primiți-l acum, pentru că el este un om care este fiul domnului primar din Jina. Iată, în familii curate, românești, autentice, se nasc oameni acolo unde există interes pentru cultură, interes pentru spațiul nostru mioritic, ca toate să se desfășoare așa cum este. Mulțumim televiziunii Trinitas, mulțumim celor din întreaga țară și din întreaga Europa care acum sunt pe transmisia directă pe pagina națională. Avem, dragii noștri, talente și avem minunați oameni care pot să dea măsura vieții noastre. Dacă este pregătit Adrian, noi suntem și noi pregătiți, da? Ilie, cum îți place mai mult, Adrian sau Ilie? Ilie îi place. Iliuța al nostru, să trăiască Iliuța, aplauze!
Mulțumim din tot sufletul, Iliuță dragă. Dumnezeu ți-a dat dar și ești un copil care spune mult, mai mult decât tot ce putem noi spune. Ai spus absolut, într-o esență, toate darul, dorurile noastre. Așa este, tot ce avem noi pe suflet. Uitați cum se pronunță poporul român. Vă mulțumesc lui Liuță de la Jina și domnului primar, pardon, și domnul primar de la Jina, că și-a făcut timp să-l aducă pe Liuță la Cârțișoara, cu toate că știm că sâmbăta este o zi mai specială pentru familie, dar totuși și-a făcut timp și pentru noi, pentru cârțărășeni. Le mulțumesc din suflet tuturor, vă mulțumesc tuturor care sunteți aici prezenți și care nu au putut fi prezenți, poate din diferite motive, și sperăm ca lună de lună să putem continua acest târg de produse și tradiții. Vă mulțumesc tuturor!